În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iubiți credincioși, într-o zi în care sunt prăzmuiți doi sfinți apostoli, Petru și fratele său Andrei, biserica a rânduit a ne mângâia cu una dintre cele mai iscusite întrebări pe care Mântuitorul a adresat-o ucenicilor lui. Și anume, spune Sfântul Evanghelist Matei că într-una din zile, Iisus, stând în mijlocul ucenicilor, i-a întrebat direct: cine spun oamenii că sunt eu, Fiul omului? Și i-au răspuns: unii spun că ești Ilie, altul că ești Ioan Botezătorul, altul că ești Ieremia sau unul dintre proroci. Și atunci Mântuitorul i-a întrebat: dar voi cine ziceți că sunt? Și luând cuvântul, Petru, pentru că era cel mai în vârstă dintre apostoli, a spus: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Și Mântuitorul i-a zis: fericit ești, Simone, fiul lui Iona, căci nu trup și sânge ți-au descoperit ții acestea, ci de la Dumnezeu. Iubiți credincioși, întrebarea: cine spun oamenii că sunt eu? Trebuie să fie o întrebare, așa, în termenii psihologiei moderne am spune că ar fi o întrebare de autoevaluare sau, în cel mai neaoș grai românesc, un feedback asupra întregii noastre vieți. Vreau să mă opresc asupra acestui aspect: cine spun oamenii că sunt eu? Pentru că de multe ori noi înșine confundăm pe cei de lângă noi, pentru că aș vrea să ne poziționăm și în locul celui care întreabă, dar și în locul celui care răspunde. Și anume, dacă vrem să știm ce poziție avem în fața celorlalți, trebuie să ne întrebăm despre noi în trei feluri. Și anume, cine spun cei din jur sau ce știu sau cum mă văd cei din jur pe mine? 2. Cum mă văd eu pe mine însumi? Și 3. Cum mă știe Dumnezeu? A să zic că sunt trei aspecte pe care aș vrea să le punctez în cuvântul de astăzi, pentru că de foarte multe ori confundăm și când este vorba despre noi înșine, dar și când este vorba despre cel de lângă noi. De multe ori îl confundăm pe cel de lângă noi sau avem o impresie total greșită, pentru că noi, din păcate, am fost educați să evaluăm pe cel de lângă noi din faptele lui imediate și nu avem răbdare ca o faptă săvârșită de cel de lângă noi să își aibă niște efecte așezate. Imaginați-vă că vedem pe stradă pe cineva care își articulează un copil. Acum vă imaginați că știu în ce mă bag. Dacă nu știți ce s-a întâmplat și dacă sunteți îndemnați de Duhul cel european să considerați că părinții trebuie neapărat să ia poziție de drepți atunci când copilul vrea ceva, să știți că sunteți pregătiți să aveți mare succes în a educa niște tirani ratați. Dacă un copil nu recunoaște în părintele său, în afară de ce se recunoaște în psihologia modernă, un prieten, un sfătuitor și așa mai departe, dacă nu recunoaște și o autoritate pornită de la autoritatea divină, înseamnă că am educat fals. Ne-am amăgit sau am dat întotdeauna când ne-au cerut copiii ceva, ori ca să scăpăm de gura lor, ori din comoditate pentru noi să nu mai bârâie atât, și atunci când ei vor ieși în societate,
educați fiindcă tot ceea ce cer imediat trebuie să primească, vor fi niște mici monstruleți, vă spun că știu ce vorbesc. Vor crede că li se cuvine totul și nu se mai țină cont nici unde se află, nici în fața cui se află, nici câte studii complete sau incomplete dețin, nici câte diplome și la ce universități au încheiat studiile, ci pur și simplu ei consideră că trebuie să li se cuvine tot. Ei, să știți că nu este așa. Și revenind la oile noastre, trebuie să o luăm de la capăt. În primul rând să spunem că suntem noi cei în cauză. Cine spun oamenii că sunt eu? Asta trebuie să ne întrebăm măcar o dată pe zi. Pentru că la un moment dat putem să credem despre noi înșine că oamenii trebuie să ne știe așa cum ne-am pregătit noi sau să cunoască faptul că noi dacă am făcut ceva, dacă am luat o anumită atitudine, oamenii trebuie să știe și toate dedesubturile care au stat la baza silogismelor logice în urma cărora noi am luat anumite decizii. Și nu este așa. Oamenii nu sunt obligați să știe toată zbaterea noastră. Oamenii nu sunt obligați să ne înțeleagă pe noi în tot ceea ce avem noi pretenții de la oameni. Cunosc și oameni foarte cum să cade, care așteptând ani de zile ca ceilalți să răspundă la fel pe măsura proprii lor gândiri, la un moment dat, pe românește, le sare muștarul. Așteaptă ce așteaptă și la un moment dat nu mai recunoști. Încep să fie irascibili, încep să fie nerăbdători. Și de unde era omul acela cum se cade, care îți vorbea frumos, deja a întors foaia. De ce? Pentru că nu a fost omul acela în stare ca din când în când să se întrebe cine cred oamenii că sunt eu, fiul omului. Această întrebare este una de bază, de la care trebuie să pornim în tot ceea ce înseamnă autoeducație și în tot ceea ce înseamnă ieșire la rampă. În lumea calculatoarelor mi-ar fi foarte ușor să vă explic cum la începuturile programelor de calculator existau 0 și 1, cum există și acum în manualele de bază ale informaticii. 0 și 1, 0 și 1 într-o anumită înlănțuire. Fiecare imagine, fiecare culoare, fiecare sentiment își are un cod în 0 și 1 în anumită ordine. Ca să înțelegeți mai bine, 0 și 1 este omul și Dumnezeu. Dumnezeu, bineînțeles că este 1 și omul este 0. Contează foarte mult în ce ordine așezăm. Dacă îl așezăm pe om în față, ceea ce noi greșim de cele mai multe ori, să așezăm omul în față și pe Dumnezeu în spate, omul rămâne 0. 0,1, dacă Dumnezeu e chiar după el, dacă nu cumva după el e șeful și așa mai departe, 0,0000 și la sfârșit e 1, adică atunci când se încheie socotelile, omul devine un 0. Dar dacă omul îl așează pe Dumnezeu în fața lui, apoi se așează el după Dumnezeu, este 10. Și iată că deja este o altă valoare a omului. Dacă omul ar fi în stare înaintea lui să mai așeze alt om care are o nevoie mai mare și să stea mai aproape de Dumnezeu, omul acela, așezând după Dumnezeu încă un om între el și Dumnezeu, din smerenie, devine 100 și apoi poate să devină 1000, 10.000, milion. Asta înseamnă că trebuie să știm cum să fim atât de dibaci încât să așezăm pe Dumnezeu înaintea noastră, astfel încât valoarea noastră să crească. Dar nu numai pe Dumnezeu putem să-L așezăm înaintea noastră ca să putem să creștem. Și aproapele nostru devine un 1 dacă știm să-L recunoaștem. Devine un 1 care să ne dea nouă valoare. Dacă vrem să avem valoare, acolo unde suntem noi, nu ar trebui să invidiem pe cei care sunt mai mari decât noi sau pe cei care sunt pe poziție cu noi și în gândul nostru, vezi, Doamne, o să ne ia locul oricând. Dacă îi vom potența pe aceștia, valoarea noastră va fi și mai mare.
se va depărta de zero cu atât mai mult, cu cât așezăm înainte pe fratele nostru, pe care în loc să îl judecăm și în loc să îl invidiem, îl așezăm ca să ne creștem și noi valoarea. De aceea, la întrebarea cine spun oamenii că sunt eu fiul omului, trebuie să ne întrebăm și noi și să ne dăm un răspuns. Cu altă întrebare, i-am lăsat pe oameni să mă cunoască așa cum sunt eu? Nu cumva viciile mele, atitudinile mele, nerăbdarea mea i-a făcut pe oameni să creadă altceva despre mine? În ce mă privește, poate că am fost foarte elegant atunci când mi-am mușcat buzele și am zis ca să dea bine pentru imagine, înseamnă că valoarea mea trebuie să fie ridicată, dar este o valoare falsă, pentru că o valoare care nu se bazează pe ceva real și pe ceva coerent este ca o minciună pe buzele unuia care spune unuia ceva și altuia altceva și până la urmă nu mai știe ce i-a spus unuia și ce i-a spus altuia. Singura strategie de a nu uita ce i-a spus unuia și altuia este să spui adevărul, pentru că pe acela nu o să-l uiți. Și o să spuneți, e, da, da, se mai uită, nu se uită. Într-o conștiință adevărată, adevărul își are locul lui. Și într-o conștiință laxă, adormită și dată la o parte, cu siguranță că va exista totuși mustrarea care să spună care este și cine este și în ce fel arată adevărul. Dar acum să mergem mai departe. Asta este o autoevaluare, dar noi trebuie să avem de-a face aici și cu o evaluare a celuilalt și ne uităm la el. Ca să vă explic mai bine, cred că aveam 5-6 ani și tot e vremea asta de plajă, eram cu părinții și cu frații și surorile mele la plajă. Și am văzut un nene, că la vârsta aceea, ce depășea 10-15 ani, putea să aibă și 100, că tot nene era. Atât de neputincios și trăgea dintr-un picior, era șchiop, vai de el. Toată lumea se uita puțin cu compasiune, dar alții îl judecau, se cunoștea pe fețele oamenilor că fiecare avea câte o anumită impresie despre omul acela. Eu n-am avut timp să mă gândesc prea tare, nici vârsta nu mi-a permis să fiu foarte ticăloșit, să-i dau imediat să-i așez o etichetă și din spate văd 3 copii care se uitau la omul acela pe care oamenii aproape că nici nu-l băgau în seamă ca la soare și strigau după el, tati, tati. Asta este valoarea omului. Nimeni nu putea să-l evalueze altfel de bine cum l-au evaluat proprii copii. Pentru aceea era tatăl lor perfect. Era tatăl lor care avea grijă de ei. Pentru că, într-adevăr, și atitudinea lui era de grijuliu față de copiii lui. Și iată cum suntem noi tentați să judecăm pe cineva după cum calcă sau după cum are vreun defect sau după cum este îmbrăcat sau după cum are privirea și așa mai departe. Nu! Trebuie să avem atâta răbdare încât să constatăm cum îl văd cei care într-adevăr îl cunosc, cel puțin mai bine decât noi. Pentru că de aici și până la a trage concluzii adevărate, este un pas foarte mic dacă știm să așteptăm mărturia celor care îl cunosc pe celălalt. De aceea întrebarea de astăzi, cine spun oamenii că sunt eu fiul omului, este o întrebare adresată nouă. Mai bine zis, aș spune că este un răspuns pentru cei care au întrebări. Dacă nu este un răspuns de genul acesta, cu siguranță că nu știm să autoevaluăm sau să evaluăm sau să folosim imaginea celuilalt. Cunosc foarte mulți oameni care nu ies din casă până când nu își asortează
cravata cu cămașa, se uită la ceas dacă nu este ora 19, nu înlocuiesc cravata cu papionul pentru că nu dă bine, nu își așează ceasul la mână dacă nu este în aceeași gamă de firme cu costumul pe care îl poartă și care cade impecabil pe el, dar nu am văzut preocupări la fel de importante ca atunci când ieși din casă să te pregătești ca să-ți găsești garajul blocat. Asta nu se asortează cu niciun ceas din lume, să știți. Se asortează numai cu gândul că trebuie să iei o hotărâre atunci, adică ți-ai stricat ziua sau ți-ai îmbunătățit-o. Uite un prilej să mai văd și eu lumea, merg vreo 200 de metri pe jos până la o stație de taxi, mai văd și eu, mai stau de vorbă cu cineva necunoscut, încet, încet, trebuie să schimbăm atitudinea. Nimeni nu ne face cadou fericirea, ci noi avem opțiunea de a alege să ne necăjim sau să ne bucurăm. O să spuneți, părinte Matale, da, într-adevăr, când am plecat eu nu răsărise soarele, am plecat de mult de acasă, dar atâta bucurie am avut când am ajuns aici, în dreptul cazinoului, să văd cum începe să iasă soarele, numai că nu mi-am putut permite să stau mai mult de 10 secunde, pentru că știam că mă așteptau oamenii. Și m-am bucurat constatând eu în mintea mea nebună că pentru mine mi-a dat Dumnezeu bucuria de a constata în ochii celor care mă așteaptă că sunt exact cum m-am văzut eu soarele, cum s-a luminat privirea celui care s-a uitat la mine. Asta înseamnă că aici vreau să ajung atunci când mă întreb cine spun oamenii despre mine că sunt eu. În ultima vreme, după cum mă știți, am de toate. Și chiar acum, în premieră absolută, vă spun că voi fi bunic pentru a doua oară. Nu nădăjduiesc că Anelis, care a trimis către cer rugăciuni, va avea un frățior Aris pe care îl vom boteza în preajma Paștelui. Așadar, am de toate. Și mă întreb totuși unde trebuie să ajung. Vă spun la ce trebuie să ajung. Ce mi-am propus? M-am spus de mult, mai de mult, că această mutare a plajei lângă casa mea, nu m-am mutat eu pe plajă, dar a venit plaja la mine în curte. Mi-a adus aminte că toată copilăria, când mă duceam eu pe la Vila Mamaia, pe acolo, în dreptul plajelor din Mamaia, mă gândeam la cineva care stătea lângă Melodii, dacă știți, pe acolo a fost odată, se numea Clubul 21, după aia nu știu ce, Ballroom, mă rog. Și o casă. O casă luceafărui, spunea atunci, nu mai știu cum îi spune acum. Am avut marea bucurie de a intra și o de o sfinți de câteva ori. Stau acolo niște fii de mei duhovnicești acum și mă gândeam întotdeauna câtă bucurie poate să trăiască omul acela stând lângă nisip. A avut Dumnezeu grijă de mine. Mi-a adus nisipul lângă mine ca să îmi dea o nouă etapă în a gândi cine spun oamenii despre mine că sunt eu. Vă imaginați că atunci când mă deranjează muzicile și toate cele și trebuie să îmi updatez mereu sacii de gunoi din mașină ca să fac curățenie dimineața să nu apară așa de urât când apare soarele, întotdeauna mă gândesc la următorul lucru. Sunt destul de vrednic de invidia de altminteri foarte, foarte obiectivă a celor care se uită la mine? Și de atunci am început să mă gândesc că grija mea cea mare este de a fi vrednic să fiu invidiat. Probabil că o să ziceți că e o logică puțin întoarsă, dar eu așa trăiesc. Asta vreau să aflu din întrebarea
cine spun oamenii că sunt eu? Întorcându-mă la mine și să spun, oamenii care mă invidiază au pentru ce să mă invidieze? Și atunci trebuie să-mi cultiv un alt fel de percepție vis-a-vis de imaginea mea în ochii celorlalți. Toată lumea fuge de invidie. Toată lumea se teme ca nu cumva invidia celorlalți să le facă rău. Ei au ajuns la situația cealaltă, în care orice lucru pe care îl fac vrednic de a fi invidiat, pentru mine este un criteriu în a răspunde foarte frumos la întrebarea cine cred oamenii despre mine că sunt eu. Așadar, ne temem de invidie până când ajungem la conștiința că merităm să fim invidiați. Știți ce conștiință extraordinară este asta? Este conștiința faptului că ceea ce ai vrut, ai șlefuit așa de tare, încât chiar dacă te doare pe dinăuntru mâna cu care ai șlefuit atâta vreme, de-a dat sângele, totuși în fața celorlalți apare ceva frumos. Și atunci trebuie să te faci din ce în ce, cum zicea Părintele Sfine, tată, păi în viața asta trebuie să te șlefuiești, după ce te șlefuiești trebuie să te lustruiești, trebuie să începi după aia să mai emani și un anumit parfum. E, n-am ajuns până la parfum, încă mai șlefuiesc câte ceva, dar nădăjduiesc că mi-arată Dumnezeu că siliciul ăla din fața casei trebuie să mă învețe cum să face cu șlefuirea. Iubiți credincioși, astăzi în marele praznic al celor doi sfinți apostoli, Petru și Pavel, vreau să vă spun că toată istoria asta a venirii papei în două episoade în România nu este sub nicio formă întâmplătoare, pentru că aici avem, în sărbătoare de astăzi, îl avem pe Petru și pe Pavel. Petru, pentru noi, este fratele lui Andrei, adică îl tragem repede spre Scitia Minor, spre Mare. Pe Pavel îl avem acum, ca să vă traduc, cetățeanul european. Nu știu dacă știți, Sfântul Apostol Pavel nu a putut să fie răstignit cum erau răstigniți creștinii, ci, datorită faptului că era cetățean roman, i s-a tăiat capul cu sabia. Așadar, drepturile cetățenilor romani, adică traducând, drepturile cetățenilor europeni, reprezintă niște realități. Acum, să nu credeți că s-a inventat Uniunea Europeană așa pe nimic. Nu. Toate sunt într-o ciclicitate anume. Și uite că suntem acum într-o lume care credem noi că este modernă, într-o lume care, gâfâind, aleargă să prindă cumva niște firișoare din Imperiul Roman ca să fie cât de cât asemănător cu ceea ce era atunci cetățenia europeană, romană de atunci. Iubiți credincioși, a ne întreba cine spun oamenii că sunt eu fiul omului nu este o blasfemie, este o realitate. Și uitându-ne pe lângă noi, să vedem dacă într-adevăr cei care ne văd de bine au obiectiv această imagine a noastră, pentru că mi-aduc aminte de cineva care... peste care venind șeful lui, șeful suprem, nu chiar așa suprem, că nu era Dumnezeu, dar era uleac mai mic, dar foarte mare față de cel în cauză. Și a început să-l laude, că ăsta se pregătea de pensionare. A început să-l laude. La un moment dat ăsta săracul nu mai putea să mai suporte. Șeful, nu vă supărați, dar a zis atâtea lucruri interesante despre mine, drept, dar ei, nu e nici chiar așa, adică m-ați lăudat prea tare. Și atunci a întâlnit șeful și zice... Păi atunci să te străduiești să ajungi cum ți-am zis eu. Ei, aici trebuie să ajungem noi. Dacă vedem pe cineva că se uită frumos la noi și chiar puțin invidios, noi trebuie să ne străduim să-i furnizăm exact imaginea și mai ales realitatea unui om de invidiat. Dacă cineva se uită la noi așa de sus, să-l lăsăm în pace și noi să știm că, până la urmă, adevărata valoare și
etichetă nu ne-o pune celălalt, ci ne-o pune Dumnezeu în conștiința noastră, că trebuie să ne întrebăm, da, Dumnezeu care știe totul despre mine, cum mă vede? Acum vă imaginați că și eu mereu mă uit, zic, Doamne, să uită toți turiștii care vin, văd, dar ce pricopseală de om, sta în casa asta, una alta. Dar zic, da, Dumnezeu care mă știe pe mine, chiar apreciază în vreun fel sau într-altul, ce mai vrea de la mine? Și la această întrebare mi s-a dat un răspuns, cel unul, dar cred că o să mai dea Dumnezeu și altele. Mi s-a dat un răspuns să mă străduiesc să fiu vrednic de a fi invidiat. Adică să mă comport așa, numărul unu, cum crede lumea că sunt și cum de-al minter mă străduiesc și eu să fiu. De aceea, iubiți credincioși, marele praznic de astăzi să ne aducă în minte preocuparea nu excesivă despre noi, ci preocuparea realistă asupra imaginii noastre și asupra mai ales a imaginii noastre în ochii celorlalți. Pentru că Mântuitorul ne spune să fim desăvârșiți, precum și Tatăl este desăvârșit. Și oamenii, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca oamenii văzând faptele voastre să slăvească pe Dumnezeu. Ei, de aceea suntem datori să ne rugăm întotdeauna ca imaginea pe care o au ceilalți despre noi să nu fie luată în seamă prea tare, ci imaginea pe care conștiința noastră, cu siguranță că o are despre noi, să fie una în relație permanentă cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne va învăța întotdeauna cât de mult mai este până la a ne lustrui și mai ales până la a începe să împrăștiem și o bună mireasmă. Așa să ne ajute Dumnezeu.